Editura Cartea Românească Educațional a găzduit evenimentul de lansare al volumului în torent, semnat de către jurnalistul, scriitorul și omul de televiziune Răzvan Popescu. Protagonistul acestui volum este chiar însăși autorul volumului. Moderatorul evenimentului de factură culturală a fost profesorul universitar doctor președintele editurii Cartea Românească Educațional. Referitor la volumul lansat, președintele editurii spune că în torent nu este un volum oarecare, ci unul de proză deosebit. E o carte despre viață în general și așa cum este ea alcătuită, pare a fi oarecum dezordonată acțiunea, deși urmărește un anumit fir. De ce? Așa este viața în momentul de față și te aruncă de aici, dincolo, dincolo, da. Și lucrul acesta transpare foarte bine din textul domnului Răzvan Popescu. Dar mai mult decât atât, aș acuza, în ghilimele spus, această carte de o anumită filozofie de viață, o anumită filozofie a vieții, de singurătate, singurătatea autorului, singurătatea personajului și din acest punct de vedere aș zice iarăși că reprezintă o realitate. Nu este o carte, personajul din carte, cel puțin, nu este un om de succes, nu este un învingător. De fapt, mie mi se pare că este un învins și asta face cartea mai interesantă. Autorul volumului în torent, Răzvan Popescu, mărturisește că în spatele acestui volum se află o muncă de 2 ani de zile. În cele peste 200 de pagini, autorul își propune să producă o operă polifonică. Este vorba despre o povestire, scenariu în care narațiunea devine una până în momentul în care se metamorfozează într-un labirint. În torent este cea de-a 11-a carte pe care o semnez și mă bucur să mă întâlnesc cu publicul ieșean astăzi. Este un volum scris pe linia subțire între biografie și scris, între realitate și ficțiune, între viața mea așa cum a fost, sau cel puțin în parte, și așa cum a ajuns ea să fie transfigurată pe hârtie sau pe peliculă. Este un volum la care țin, este un volum de maturitate, este ca o țesătură între lucruri care au fost și lucruri care pur și simplu au fost inventate. Printre invitații de onoare la acest eveniment de lansare s-a numărat și reputatul scriitor Nikita Danilov. E o carte, după cum am spus la prezentare cinematografică, mie, ca tehnică a scriturii, m-a dus cu gândul la Fellini, eu știu, din Satiricon, la Fellini din Clone, dar și la alte filme în care inserțiile dintre lumea reală și lumea care deja apare ca montaj cinematografic sunt repătrunt. Cam așa se întâmplă și în torent. Aici avem de-a face cu un film, după cum a spus și Răzvan, principal de narare. Autorul, el și ea, o poveste de dragoste și se propun, peste care vin avalanșe din flash-uri din trecut, inclusiv din biografia autorului. E un roman despre dragoste, dar fără dragoste, pentru că e de fapt acolo o căutare de sperare a sinelui și a unui colac de salvare. La finalul evenimentului lui Răzvan Popescu i-a fost înmânată o plachetă care reprezintă premiul pentru proză din partea editurii Cartea Românească Educațional. Placheta cu premiul pentru literatură, care se acordă, așa cum vedeți acolo, în plachetă, domnului Răzvan Popescu pentru Cartea în torent și pentru multe alte, să spunem, isprăvi pe care le-a realizat. Mulțumesc. În domeniul cinematografiei, în domeniul literaturii și în alte domenii. Răzvan Popescu este membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Uniunii Cineaștilor.
Până la acest moment a publicat mai multe volume de proză, poezie și memorialistică. De asemenea, Răzvan Popescu a scris și 7 scenarii de film.